Deci, profil transversal tip dinamic, da? Deci, aici avem un profil transversal tip și eu încerc să-l fac dinamic ca să-mi fie mai ușor să-l folosesc la următoarele proiecte. Deci, să, practic, să optimizez procesul de lucru. Deci, noi, practic, avem un tip, da? Adică structură rutieră cu 6 straturi. Deci, acesta este un bloc. Da? Un bloc care se numește straturi și dacă intrăm în el avem aici mai multe straturi, da? Și avem aici niște parametri dinamici. Avem H1, H2, H3 până la 6, da? Grosimea straturilor. Avem D1, distanța de părții carosabile de a benzii carosabile de 2,75 și mai avem D2 care ar însemna distanța straturilor inferioare, da? Deci acestea, primele trei straturi sunt de asfalt, de obicei se folosesc două, dar sunt cazuri când sunt trei, din motivul ăsta am pus trei straturi și de asfalt și trei straturi de piatră spartă, balast și ce mai e acolo, da? Și aici un unghiu, da? Ca să-i putem da pantă la straturile de asfalt și al doilea unghi pentru straturile de inferioare, da? De piatră spartă sau balast. Inițial, acum l-am mai îmbunătățit un pic, inițial aici nu era din două straturi, da? Deci mergea o singură lățime. Acum l-am optimizat un pic și merge altfel, da? Și practic cum creez acest tip, da? Dau insert și de aici iau blocul dinamic ăsta straturi, așa arată el inițial, dar mai are și panta. De aici îi definesc panta de 0,25 sau de 4, da? Nu 2,5, da? 2,5, dau un regen ca să apară și pe, ca și text, da? Straturile, lățimea benzii am de 2,75, da? Se vede aici 2,75 și îi dau un unghi de 45 de grade. Da, mulțumesc, mulțumesc. Floricică, da. Așa. Deci 90 cu 45, da, ar veni 135. 135, da, să fie panta de 1 la 1, putem să și o verificăm dacă desenăm o polilinie cu 1, 1 în jos, da, și închidem. O mutăm. Hai să zicem, pentru că am înclinație, da? Deci din cauza că am înclinația asta de 2,5 panta, nu e chiar 135. Ia, yeah, da. Da. Și atunci aici ar trebui să fac altfel cumva. Ori varianta asta, da? Și atunci îl iau și îl poziționez după în linia asta cu un nearest. Da? Și atunci reiese panta unghiul de 136, deci nu chiar 136, cred că este 136 și ceva, nu arată aici, da? Da, deci asta, bine, asta dacă să luăm să lucrăm la milimetru, îți dai seama, nu se vede, dar în principiu așa ar trebui de lucrat, mie îmi place așa să lucrez, da? Și ăsta este stratul cum ar veni sub acostament, da? Deci aici am avea pantă de 4 la 100, deci o polilinie de 100 înainte și 4 în jos. Da? Move. Eu aveam și pentru acostament, dar deci ca să adaug aici piatră spartă, da? Deci ar trebui să mai fac încă un bloc dinamic, da? Pentru acostament. Deci practic am avea un strat sau poate două, dar cred că un singur strat de piatră spartă sau balast.
și panta exterioară, da? Deci să-l pot modifica dinamic pe lățime și pe lățime, adâncime și respectiv și panta, da? Taluzului. Bun, aici putem să desenăm un cerc. Bine, nu asta am vrut eu să fac, dar hai să zicem că desenăm un cerc 0,75. Da? Și aici am avea 2 la 3. Da? Da, du-i-l mami. Du-i-l mami. Nu rupe. 2 la 3. Deci avem 3 și în jos 2. La intersecție aici. Asta ar fi taluzul nostru. Da? Deci eu practic cu stratul meu trebuie să merg până aici. Până în intersecție. Dar e bine ce fac eu aici sau nu e bine? Undo. Deci aici avem așa. Până aici avem 2,75 și de aici până aici mai avem 0. Da, e bine. Deci eu acum încerc să fac acostamentul, da? Deci vedeți că durează să faci un singur acostament, da? De asta zic că contează foarte mult dacă lucrezi cu blocuri dinamice. Uite cât de simplu este la blocul ăsta dinamic să-i fac eu să-l extind, da? Deci toate straturile extind, inclusiv și unghiul la dau. Unghiul ăsta, iarăși, din cauza că avem pantă, e un unghi de 328 de grade. Da, și aici ar trebui să desenez o polilinie, așa, să vină până în jos. Și restul să le pot șterge, da? Deci, în principiu, cam așa acostamentul. Acum, la ăsta, da? Deci, odată îi definesc, aici am parametrii, am straturile, da? Deci, definesc straturi. H3, dacă nu l-am, îi zic 0. Și el 0 nu pot să-i definez 0, da? Pentru că îmi strică tot blocul. Și la parametrul ăsta 3, de fapt, nu doar la parametrul 3, dar la toți parametrii, am zis aici distanța minimă. Da? Deci, eu când îi voi da 0, el să nu bage 0, dar să pună distanța asta minimă de 0,01 și atunci nu strică. Și distanța maximă 0,5, adică un singur strat nu poate să aibă o grosime mai mare de 0,5. Adică i-am pus o limită, pentru că altfel îmi face liniile astea, da? Mi le face foarte multe. Mi le extinde mult. Da? Deci practic avem așa. Da? Deci definim primul stat 4 cm, al doilea 0,06. Aici aș putea să fac o formulă ca să-i zic direct 4 cm, 6. Da? Deci ăsta bloc editor, valoarea asta H1, da? Egal expression. Aici la expression aș putea să-i zic 4. Împărțit la 100. Merge așa ceva? Nu mere. Hai să vedem. Ca să-i pot defini aici direct 4. Ia. Nu mere. Aia. Vedeți, bagă 0,5 dacă îi bag 4. Da, în fine, trebuie să mă mai gândesc dacă există așa o posibilitate ca să-i pot defini aici direct 4. Să nu îi definesc în ce să ăștia, metri. Bun, da? Deci avem așa, 0,04. Al doilea 0,06, al treilea. Da, și mai e o problemă la CAD, că hașurile astea nu se
nu sunt dinamice, adică nu se actualizează, decât dacă aș schimba aici 2,75, nu trebuie să trag un pic de el. Deci dacă trag TO de emisiune, și-au refăcut, da? 2,75, aia, acum iară. Deci dacă îi dau o valoare din parametrii numere. Gata, am luat. În fine, e un bug. Deci avem așa. H3. H4. 0,15, 0,25 și ultimul 0,1, da? Deci am definit straturile foarte repede. Altfel, dacă nu foloseam bloc dinamic, trebuia să desenez o linie de 2,75, să-i dau panta de 2,5 și să încep să-i dau offset la 0,04, 0,06, 0,15, 25, 10, da? După care să le unesc, să le desenez la fiecare hașură, da? Și asta să le extind, da? Deci asta durează foarte mult și dacă sei să faci chestia asta la fiecare proiect, îți ia și mai mult timp. Poți să-l iei, poți să desenezi un tip și să-l folosești la toate proiectele, da? Dar dacă de la un proiect la altul diferă lățimea asta, da? Iarăși trebuie să tragi de ele. Sau un proiect are bordură și aici trebuie să le ai toate drepte. Altul are șanț, altul are rigolă de acostament, da? Deci structura asta rutieră, ca și straturi, da, poți să zici că în principiu poți să le nimerești. Dar iarăși, straturile, da? Deci ca și lățime poate să fie la fel, dar grosimea straturile poate să fie diferite și iar ea trage de ele, da? Deci durează. Dar cu blocul ăsta dinamic, din câțiva parametri, practic îți modifici blocul așa cum vrei, da, pentru fiecare proiect. Și în felul ăsta îți ușurezi munca, practic, da, cu ajutorul acestui bloc dinamic, da? Urmează să-mi fac și partea de acostament, să mă gândesc, da? Și în felul ăsta, și ar mai fi aici ceva, se pot da la ultimul strat, se da o pantă, da? Astfel încât se pot da pantă ca și aici, da? De exemplu, aici am 2,5, dar la 4 drumuri se am o pantă de 4%, de exemplu. Dar în principiu, cam asta este blocul dinamic și versiunea lui actuală. Dacă probabil pe viitor, dacă va fi cazul, voi mai îmbunătăți. Și aici, de exemplu, avem, să zicem că avem aici un trotuar, da? Și straturile trebuie să fie drepte sau săpăm pur și simplu, e vorba de stradă, da? De structură rutieră stradală și de obicei se sapă, nu se face cu acostament, da? Să zicem că avem drept aici, foarte simplu, luăm ăsta și zicem că este de 90 de grade, da? Și ăsta la fel, zicem că este de 90 de grade și îl lăsăm la distanța de exemplu 75 de centimetri sau 1,50 m dacă vrem să-i băgăm aici un trotuar, da? Dacă nu, pur și simplu îl mutăm la 2,75. Îl mutăm aici la 2,75 sau aici de la parametri îi setăm 2,75. Da, bine, din parametri am setat, mi-a lăsat hașura, deci numere, trebuie să-i dau așa. Ori așa, ori așa, nu contează. Da, și avem și panta asta, care avem mai multe cazuri, avem de 0,4, da? Adică în cazul în care eu vreau să desenez pantă unică, blocul ăsta îl copiez și îl inserez tot aici, da? Îl selectez unul din ele, că avem două suprapuse și la asta îi dau mirror. I-am dat mirror și la panta aici îi selectez minus 4, da? Deci am soluția că n-am pantă unică, 4 cu 4, da? Pot să-i setez pantă inversă, da? Iar mă duc de aici și zic 4 în partea asta și 4 în partea asta, da? Regen, da? S-a modificat. Respectiv când trag de 1, distanța 1, da? Lățimea benzii carosabile, punem 3,5. Eticheta deverului se mută pe mijloc, da? Deci și eticheta respectivă este dinamică. Da? Deci s-a mutat pe mijloc, ăsta la fel trebuie tras.
Și aici, din ce văd eu, ăsta merge perpendicular, da? La pantă de 4 se vede, dar dacă noi sectăm 2,5, nu se vede atât de tare. El probabil în setări aici are undeva să fie perpendicular. Aici are oblic, dar în partea asta nu are perpendicular. Are unghiu, da? Și el dacă asta pleacă, își păstrează unghiul. Ia să vedem dacă putem să corectăm. Adică eu acum, dacă setez panta maximă de 4%, da? Îi dau un regen să se actualizeze și îi desenez o polilinie de aici, dreaptă, una verticală. Selectez blocul ăsta și mă duc și îl trag de unghi. Ia. Aici. Aici. Nu, încă o dată. Ne-a rest. Aici. Perfect, s-a dus. Deci merge. Ăsta ne-a rest. Deci încă nu aici, mă. Aici. Deci, nu chiar așa. Nu s-a dus până, am înțeles. Deci nouă ne trebuie să vină până în margine aici. Și acum trebuie să meargă. Ne-a rest. Perfect. Deci încă un pic și blocul ăsta este perfect funcțional. Da? Deci cam asta cu blocul dinamic. În afară de blocul ăsta dinamic de straturi, da, care îl folosesc, mai am și alte blocuri aici, toți sunt dinamice, de exemplu, regulă betonată, care la fel. Am câțiva parametri, da, am aici D1, D2, D4, trebuie să fie aici D3, D3, D5, da? Am grosimea, H, nu? Nu, asta e adâncimea rigolei. Și G, grosimea rigolei, 0,1 sau 0,15, de exemplu, da? Dar iarăși, aceeași problemă cu hașura. Da? Și am aici lățime 1, 0,90. Asta este lățime 2, 0,30 sau 0,45. Da? Grosimea rigolei în sine de 0,1 cm rămâne la fel peste tot. Da? Deci este dinamic. Adică dacă verificăm aici, de exemplu, perpendicular, vedem că avem un 10 cm, da? Indiferent ce grosime, da? Pentru că este făcut în așa fel încât să fie de 10 cm, da? Și aici bancheta iarăși 25 de centimetri sau cât vrem noi de 0,5, da? Deci putem personaliza blocul respectiv exact de la proiect la proiect, așa cum avem noi nevoie. Asta e bine în blocurile astea dinamice, că nu mai stai să le faci de la zero. Aici iar mai lipsim că stratul de nisip, da? Deci ar trebui să-l mai perfecționez un pic, să-i adaug și stratul de nisip. Aici am încercat, nu știu dacă am finalizat un șanț trapezoidal. Asta nu cred că e finalizat. Ia. Da, deci cercul a rămas aici. Cercul ăsta este ajutător ca să-i păstrez aceeași grosime. A rămas, înseamnă că mai e de lucru la blocul ăsta. Inițial îl făcusem pe ăsta și din ăsta am încercat să-l fac pe ăsta, da? Dar trebuia din start să-l fac, pur și simplu aici la fundul șanțului, îi dădeam valoarea 0. Și primeam același lucru, da? Dar nu l-am gândit din start așa și acum trebuie să-l finalizez pe ăsta. Îl finalizez pe ăsta și îl pot folosi în loc la ăsta, la alt bloc. Da? Deci, practic, îi dau fundul șanțului, lățimea fundului șanțului de 0. E, bine, și astea, mai sunt blocurile astea de bordură, astea nu sunt blocuri dinamice decât mirror, stânga-dreapta, da? Pentru că practic n-am ce să-i dau eu aici mari parametri, da? Deci bordura e bordură, nu am ce să-i definesc. Și cam atât ce ține de blocurile astea dinamice și tipurile, da? Deocamdată. Dacă voi avea ceva mai nou, voi adăuga video.